Alex, bună seara! Încă un titlu cu Oțelul Galați, aici la Victory. Da, da. Oțelul n-aveai titlu. Nu am avut titlu cu Oțelul. Și cum e feeling-ul? E frumos, dar nu m-am gândit la chestia asta cu... faptul că am jucat la Oțelul sau că... Nu m-am gândit niciodată că aș putea câștiga. Ai luat trofeu cu Oțelul. Da. E diferit decât situația în care am fost acum mulți ani, în care am jucat la Oțelul pentru echipa din orașul natal. Da, nu. Frumoasă surpriză. O echipă minunată, nu? În primul an să luați trofeul. N-are legătură, suntem în primul an, că nu e primul an în care jucăm mini-fotbal. E primul an în care am fost în Superliga aici. Jucăm de mulți ani mini-fotbal. Dacă mă raportez la, mă gândesc la Bogdan Dima, cred că jucăm de 24 de ani împreună, 23, și cu ceilalți am tot cochetat în ultimii ani, dar cu Bogdan am jucat acum 23 de ani, cu Bârlădean am jucat în Liga a doua și cu ceilalți am tot jucat, adică suntem noi la Victory Cup, dar noi ca echipă suntem o echipă puternică, spre urmă suntem campioana României sau parte dintre băieți, suntem câștigătorii campionatul național de mini fotbal anul trecut, am jucat finala Champions League. Pentru noi nu e nicio surpriză că am câștigat la Victory Cup. Pot să zic că eram una dintre favorite și înainte de a începe acest sezon. Faptul că am jucat anul trecut în Liga a doua nu are nicio legătură. Pur și simplu acolo am început. E un trofeu care nu vă strică totuși din vitrină. Nu, suntem foarte bucuroși că am câștigat. A fost un sezon în care la un moment dat am crezut că am început foarte bine. Și chiar am avut un parcurs foarte bun și la un moment dat am avut câteva meciuri în care am făcut egal, n-am câștigat și sigur că modul în care băieții vin în fiecare săptămână cu 30 minute sau cu 20 minute înainte de meci, câteodată nu se încălzește și joacă 3 meciuri unul după altul și s-a întâmplat de 3 sau 4 ori. 300 de kilometri dus, da. Urmează alți 300 după meci. Și în fiecare săptămână, da, au ajuns la 4-5 dimineața, după care în weekend jucăm campionatul de la Galați sau în diferite competiții în țară și ăsta e un lucru foarte dificil. Pentru mine e mult mai simplu, că vin de la București și sigur că eu n-am jucat în campionatul ăsta. Adică 5 sau 6 etape m-am accidentat, dar pentru ei nu cred că e simplu și cred că nimeni n-a rezistat sau foarte puțin am rezistat la acest ritm și dacă vedeți, de obicei meciul 3 joacă într-un tempo incredibil și sigur că stilul de joc ne ajută și fotbalul pe care el joacă e la cel mai mare nivel din România. Toți adversarii au recunoscut supremația Oțelului în acest sezon. Vă pare rău? Există și regretul ăsta că n-ați făcut eventul? Nu trebuie să... Ați luat cupa în sezonul trecut? Da, am câștigat cupa în sezonul trecut. Pur și simplu a fost... returul semifinalei a fost... Chiar nu știu cum să-l caracterizez. În turul semifinale am avut 4-0 la pauză. În contextul în care câștigasem în campionat 7-3, puteam să mai marcăm gol, s-a terminat 4-2 și apoi... Da, se întâmplă lucrurile astea, nu avem nici să regretăm. Ceea ce am reușit, cred că este extraordinar. Nu știu, știu că o să spui că meritul e al echipei, dar ce înseamnă să ai un jucător precum Florin Cernat? Nu degeaba e poreclit diamant. E meritul al echipei, meritul e al echipei. Sigur, un jucător foarte bun, pot să spun că s-a adaptat bine echipei în ultimul an și sigur că joacă cu noi acum de 2 ani împreună, aproape 2 ani împreună sau un an și jumătate și s-a adaptat la stilul echipei și asta e un lucru extraordinar pentru că echipa avea un stil, eu am venit și am jucat în echipa asta acum 2 sezoane și a trebuit să mă adaptez, s-a adaptat și el și asta e extraordinar pentru că un jucător trebuie să adapteze echipei și nu o echipă trebuie să adapteze unui jucător.
un stil spectaculos, mai mult decât spectaculos aici la Victory Cup, cu portar goal-getter, cu portar care pasează decisiv la goluri. Cu ce stil de echipă mare vă asemănați, dacă ar fi? Nu ne gândim la asta. E un stil pe care România joacă la mini-fotbal și nu e numai particular, numai nou. Sunt multe echipe bune și echipele bune din România, chiar și Naționala României, folosesc portarul ca jucător în plus, să creeze superioritate și... Da, la vostru Palagă e ceva deosebit aici, la Victory. Da, e un jucător foarte bun, e un portar foarte bun și sunt câțiva portari în România la cel mai înalt nivel și el ar putea în anii viitor să fie un din cei mai buni portari din România și, într-adevăr, cum pasează și cum șutează, e un portar special. Sper ca el să crească și, de ce nu, în viitor să fie Naționala României de mini-fotbal. La anul va apărați titlul? Nu, și vom vedea ce se va întâmpla. E dificil cu acest program, e dificil dacă nu găsim o variantă pentru a cumva băieții să doarmă noaptea și să mănânci ceva și să întâmple un lucru într-un anumit fel, e destul de dificil ca acest program să continue. A fost un hey-rup în acest sezon. Am vrut să câștigăm. Știam că putem să câștigăm, știam că suntem cea mai bună echipă, raportându-ne la echipele care sunt aici. Eram unii dintre favoriți, nu știam că vom câștiga, dar ne doream asta și credeam că putem să câștigăm și băieții au făcut efortul ăsta. Pentru noi, cei care s-am stat la București, a fost mult mai simplu. Mulțumim frumos!